Hei, ia oprește puțin! Tocmai ce mi-am adus aminte de un meci infernal pe Anfield. Vă salut, dragi prieteni! Băieții de la Wikisportul nu mi-au propus să vă arăt un meci superb de Champions League între Liverpool și Barcelona. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Meciul din tur, jucându-se pe Camp Nou, avea să se termine tragic pentru cormorani. Barcelona începea în forță și domina clar începutul de partidă. Având ocazii după ocazii, a fost doar o chestiune de timp, până când Luis Suarez se înscrie primul gol în poarta fostei sale echipe. În minutul 75, Messi avea să facă 2-0, iar calificarea părea tot mai departe pentru cormorani. Era minutul 82 când Fabinho îl faultează pe Messi, tot el executând lovitura liberă, continuarea, probabil o știți deja. Returul are cu totul altă poveste. Cormoranii aveau de recuperat un deficit de 3 goluri. Cormoranii au avut nevoie de doar 7 minute pentru a deschide scorul prin Divo Corigi. Ambele echipe au arătat forță și determinare, ocaziile de gol apărând și de o parte și de alta. Însă tot cormoranii erau cei care se apropia încet, dar sigur, de rezultatul din tur, făcând 2-0 în minutul 54. La nici 2 minute distanță, cormoranii face 3-0, iar calificarea părea să fie doar o formalitate. Dar coșmarul nu se termină aici pentru catalani. În urma unui corner, Trent profită de neatenția fundașilor Barcelonei, aducând astfel pasa care aducea calificarea cormoranilor după dubla lui Origi în minutul 79. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați. O zi minunată vă doresc! Artless Icon.